Pelerinajul la Sfânta Parascheva atinge apogeul chiar de ziua cuvioasei. Rândul se întindea de dimineață pe circa 7 kilometri, iar zeci de mii de oameni așteptau să ajungă la racla Sfintei. Au venit în rugăciune și cu speranțe pelerini din toată țara, fie în grupuri cu autocare, fie cu trenul sau cu mașinile personale. De dimineață, la Catedrala Mitropolitană a avut loc Sfânta Liturghie, iar toată zona a fost plină de oameni. Doamne, mântuiește pe cei bine în slavă! Și politicienii au venit să participe la această mare sărbătoare și la cel mai mare pelerinaj din țară. Printre ei s-a aflat și premierul țării, Marcel Ciolacu, dar și alți politicieni, precum Nicolae Ciucă, Elena Lasconi, Mircea Geoană și alții. Peste 200.000 de oameni s-au închinat deja la Sfânta Parascheva în ultimele 6 zile, iar oficialitățile anunță că racla va rămâne pe baldachin până la ultimul pelerin. Potrivit site-ului Adevărul, autoritățile estimează că până pe 15 octombrie, data la care se încheie pelerinajul oficial, peste 300.000 de oameni vor vizita Mitropolia Moldovei și Bucovinei, participând la slujbele religioase și la diverse activități publice organizate cu ocazia acestei sărbători. În preajma datei de 14 octombrie, Iașul devine cel mai mare centru de pelerinaj din România și al cincilea din Europa. Ce anume v-a îndemnat să faceți sacrificiul acesta? Venim de foarte mulți ani. Am venit și singură pentru ei al doilea an, când stau la rând. Și aici ne regăsim liniștea, ca să zicem așa. Ne reculegem și lor le place. E o încărcare pentru un an da, de zile. Da, pentru un an de zile, da, fix până la anul ne ajunge. Cum vi se pare că ați prins un rând destul de lung și cu vreme foarte figuroasă? Ok, mi se pare foarte bine. Foarte, sunt liniștită în suflet, mă bucur foarte mult că am venit, foarte mult. Ați simțit ajutorul Sfintei în viața dumneavoastră? Da, foarte. Foarte tare. M-a ajutat. La operație m-a ajutat. Soțitoare la operații, nu? Da, soțitoare la operații. Dacă ne rugăm, Sfânta face minuni pentru noi. Noi venim de la Brăila. Este al cincilea an când sosim aici. Am venit să ne rugăm pentru sănătate și sperăm ca Maica să ne îndeplinească cea mai mare dorință pe care o avem. Ne dorim un copilaș și am venit să ne rugăm aici. Născută în secolul al XI-lea în Epivata, în apropiere de Istanbulul de astăzi, Sfânta Parascheva a fost crescută cu dragoste de Dumnezeu, având un frate care s-a călugărit cu numele Eftimie și a ajuns episcop al localității Madite, auzind chemarea Mântuitorului ca și ea să pășească pe calea monahismului pe când avea doar 10 ani și a împărțit hainele săracilor și, neținând seama de mustrările părinților, și-a urmat dorul inimii. Moaștele Sfintei Parascheva se află la Iași de 383 de ani.